Ia să vedem ce zice aici, Rovion. Shelly și Adrian s-au împăcat și m-au ofticat că s-a întâmplat împăcarea la 4-5 ore după ce am postat eu clipul, în care explicam care e faza cu cearta dintre ei. Așa că acum trebuie să fac un clip separat. Lasă-mă, te-ai ofticat, auzi acolo că te-ai ofticat. Bă, Rovision, te-ai ofticat. E bine să zici că te-ai ofticat. Dar nu, nici un YouTuber nu se oftică când e content. E content, ești nebun în plus. Mai ales când e content ăsta de ceartă. Oftică. Zicem și noi că ne ofticăm așa. Ai, ce m-a ofticat, că trebuie să fac bani în plus. Ha! Ca să încheiem capitolul din moment ce a fost un subiect atât de mare. Dar înainte de asta am postat evoluția lui Ilies Vlogs, în care trec prin perioada nostalgică de Pennyboard deci până la momentul... conștientul la oameni când vor să cumpere sau să comande ceva? Păi da, mă. Eu sunt subconștientul vocalizat. Un bec cinstit de n-o mersi frumos nație. Am luat altceva, am luat ceva mai grav. Ceva ce mă pune în cap un pic așa. Controversat când i-a luat foc casa. Dar vă și zic când a fost văzut Ilie ultima oară. Vă las link în primul comentariu. Acum să vedem care e faza cu împăcarea, cum a decurs și cum a reacționat lumea la o împăcare atât de rapidă. Cum vă spuneam, pe 28 aprilie, la nici 5 ore distanță de clipul meu, apare pe TikTok, pe contul lui Shelly, un videoclip cu cei doi în care își... Dar cum e tricoul ăsta cu dungă? Cum e... Cum e tricoul ăsta cu dungă de la Adrian? Acum l-a scos din pungă. L-a luat de pe raft de la magazin și l-a pus pe el ca să vină la hustle. Tricoul cu dungă. Tremuna, pe aceeași canapea pe care Shelly a făcut renumitul live, probabil unde a fost cazat pentru hustle. De data asta n-au mai fost emojiuri pe fața lor, de zici că erau unchi pe cos. Dacă v-ați uitat la clip... Trebuie să-mi iau cercei noi, bă, chat, bă. Neapărat. Cercei noi trebuie să-mi iau, m-am plictisit de ăștia. M-am plictisit grav. A, nu mai meu în care multe chestii implicam tot scandalul, acolo. Probabil ați observat că au tras cam aceleași concluzii pe care le-am tras și eu în legătură cu orgoliul lor. E mult orgoliu și mândrie la mijloc din partea amândurora. Shelly și-a păstrat orgoliul înăturându-l pe Adrian din caravana de promovare a filmului pentru o problemă din spațiul personal care nu ține absolut deloc de film. Iar Adrian tot din orgoliu a acționat vrând să-și facă dreptate singur, asociindu-l pe... Mai ia o bere de la Sora. Nu-ți faci septum? Nu, că nu-mi place cum arată la bărbați. Shelly cu pitici gratis, chiar dacă nu avea... De unde mi-a luat cercei? Pai, să-i zice, mă, frate, dar am vrut să mă duc să mai îmi cumpăr încă o pereche și eu o să închis magazinul, mă, n-ai să crezi. N-ai să crezi, era poliția acolo, a venit peste magazin, l-a închis. La legătură cu bătaia noroc din seara aia, să-mi iau conflictul lor principal. Iar ei în clip au spus asta. În primul și în primul rând din cauza orgoliului meu, în primă instanță, pentru că am pus o chestie de business în aceeași logică cu o chestie personală care s-a întâmplat. Este adevărat faptul că Adrian a fost provocat de grupul meu de prieteni și de asta s-a ajuns aici. Deci ideea acum că el ar fi agresor nu stă în picioare. Și pentru faptul că eu am judecat orgolios la momentul respectiv și cumva nu am fost imparțial, vreau să-mi cer scuze față de tine. Eu vreau să-mi cer scuze pentru faptul că Shelly a fost asociat cu acțiunile altor persoane și automat lumea l-a făcut pe el viu. Profil, drogat, lucrurile astea au fost ratate superficial, au fost un pic scoase din context. Shelly în același clip dă release la videoclipurile de pe camera de supraveghere, care erau atât de așteptate. Acum serios, chiar a dat release la filmările alea, în care se vede că se aruncă niște replici urmate de o palmă a băiatului model. După începe Adrian să dea drumul la elicoptere, scene urmate de paharul ar o palmă a băiatului model. După începe I-o dat Adrian ăsta o palmă lui Armando, la ce s-a scurs un pic acolo, ia vezi. Adrian să dea drumul la elicoptere. Se aruncă niște replici urmate de o palmă a băiatului model. După începe Adrian să dea drumul la elicoptere, scene urmate de paharul aruncat spre capul lui. Cei doi își cer scuze unul de la celălalt pentru exagerările făcute de fiecare, asumându-și că scandalul putea fi aplanat mai din timp dacă renunțau la mândrie. Vreau să-mi cer scuze față de tine. Baftă cu aia, am plecat. În ultima parte a TikTok-ului, Shelly alocă niște timp să reamintească despre proiectele pe care le are împreună cu Adrian, aici referindu-se la filmul Scream. Mă bucur că pune stop la treaba asta, este păcat de proiectele frumoase pe care le-am făcut împreună, în mod special e păcat de film și toate lucrurile minunate filmul pe care Scream. Pe care voi v-ați uitat că s-a ajuns aici. Mă bucur că pune stop.
Vă dăm la pace. Noi vă mulțumim. Bine că v-ați împăcat. Comentarii. Na. Chat. Mi-am amintit. Mi-am amintit. Mi-am amintit. Mi-am amintit. Unde era mă ăla? Stai că trebuie să intru la TikTok-uri liked. Trebuie să intru la TikTok-uri salvate. Stați un pic așa că acolo nu pot să vă arăt ce am la salvate. Da. Cu pisicuțe și cățeluși la salvate. Mateo 69696 un euro. Ne uitam la TN de la un sleepover, tocmai se opus împreună doi prieteni, te saluta tot grupul. Oh, vă pup, aveți grijă să nu dormiți cu spatele unul la celălalt. Aveți grijă. Bă, chat. Unde e mă ăla? TikTok-ul, stați așa că îl găsesc acum. Chat! Ce înseamnă asta, chat? Ce înseamnă asta, chat? Ha? Ce? Respect, Raul, vorbe, nu fapte. Și de ce au pus așa piesă pe fundal, coaie? Na. Chat, pentru cine ați dat slide? Pentru mine sau pentru Raul? Pentru mine sau pentru Raul? Ziceți. Pentru cine? Pentru Raul! Daki! Te dezmoștenesc, Daki. King Von, bine. L-am pe King Von, e ok, gata. De l-am pe King Von, mi se rupe în rest. Degeaba. Oricum voi sunteți fake. Sunteți fake. Sincer. Fake rău. Bine, sunteți. La videoclipul de împăcare sunt exact cum vă așteptați. Absolut neserioase. Adrian și Jelaru fiind luați fake la mișto pentru atmosfera awkward din aer. Cei doi au dat senzația că împăcarea nu e neapărat condusă de recunoașterea învinuiților, ci mai mult de alte lucruri mari care sunt în joc. Reputația celor doi, un film în care s-au băgat bani, sponsori și festivalul. I-a pus Iorga la respect. Eu cu frate meu când ne bătea mama până ne ceream scuze unul de la altul. A dictat o împăcare. Dacă zici R, te iertăm. Friendship is cash, sorry. Aia, vedeți, chat? Așa, uite. Pentru tine, rege, frumos. Așa se vorbește cu un rege adevărat. Așa se vorbește. Hello, Alicia. Adrian, fă un semn dacă ai nevoie de ajutor. Zici că v-a pus doamna dirigintă să faceți clipul. Nu e marketing oamenilor. Pur și simplu și-au dat seama pe bune la rece ce s-a întâmplat. Ați înnebunit cu marketing.
marketing ăsta. Repet, în cazul acestui vedeți? Scandal nu avea cum să fie vorba de marketing, pentru că acuzațiile alea și cuvintele care s-au aruncat sunt atât de grave încât nimeni nu vrea să fie asociat cu ele, pentru că mai mult riști decât să câștigi. Înțeleg că e multă fake reală în industria asta, dar aici nu a fost cazul. Oamenii chiar s-au certat până în punctul în care situația a scăpat de sub control. O dovadă în plus pentru cât de serioasă a fost treaba. În momentul de față, O veni Raul la mine direct. Alex Network. Hello, Bianca. Euro. Te salutam de la Mureș și Pana la Craiova. Te pup, Alex Network, mersi mult. Că e să căutați pe TikTok momentele din live-ul ăla cu Iorga și Adrian Elicopterul, nu o să le mai găsiți. Zici că s-au evaporat. Totuși au rămas. Rege, tu saluți numai fete? Păi dacă numai fetele mă salută, băieții își bagă pula în capul meu. Gata, chat. Mas persoane care încă își doresc să se lămurească cazul ăsta și în privința Iorgăi și a domnului de la cazare, care tot o presa. De asta nu s-a mai auzit nimic și nu știm dacă o să mai facă cineva o explicație. Pe lângă toate astea, bă, s-au făcut mimuri și în legătură cu împăcarea lor. Pactul Budeasa-Craiova, color. Litera A. De la... Am vrut să mă încui cu ei în baie, să iau cheia și să mănânc. Bă, de la... Bă, Adrian mie mi-a fost cumva un băiat simpatic, să vă zic sincer. De la Khabib Chelarun Megodov. De la... De ce n-ai venit la Pitești la noi? Păi ce să caut la Pitești? Să vină bă, fratii tu cu 12 inci, ce să caut la Pitești? Eu fac mari băieri. De la... Am împărțit niște pumni când să mă răcurez. Pac, 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 2, 3, 4 pumni. Respect. De la... Faci pe procurorul, faci pe anchetatorul. Mergeți acum pe canalul celălalt să vă uitați la evoluția lui Ilies Vlogs. Dați like, subscribe și acolo. Hai, vă aștept. Chat. Respect sau nu respect, ziceți? După? Stați așa. Stați așa. Că mai avem aici chestii. Respect. Coca-Cola. O Coca-Cola. Hei, Jesse, beau Coca-Cola, hei, Jesse. Așa. O mână de cartofi aici la mișto să mă bat tata. Ce-o bătut joc un pic așa? Și uite copilul de la Dristor. Copilul. Și hot sauce, chică. Hot sauce. Arată cartofii aici ca o radiații. Un pic așa, chiar da. Un pic chiar da, ia. Ce pot să zic, chat? Hai în copilul ăsta. Că ăsta e important. Bineînțeles, deja mi-am murdărit pantalonii. Scaunul. Ia, chat. Copilul. Taste test. Vă dau review sau nu? Ziceți. Vă dau un review? E ce trebuie.